Bună ziua, pești, vă spun și vouă și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scop by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Pești, continuăm citirea noastră în zona dragostei și a relației de cuplu pentru luna octombrie 2019. Cu zodia voastră, voi v-ați clasat în luna septembrie pe locul 2 din punct de vedere al vizualizărilor. Pești este zodie de apă, începe din 19 februarie și ține până în 20 martie. După cum vedeți, pe masa mea de lucru se află setul de cărți de oracol a îndrăgostiților, un set de cărți de oracol special creat pentru acest departament al iubirii și al dragostei. În această lună vom efectua citirea noastră cu aceste minunate cărticele, folosind patru cărți, spre deosebire de celelalte luni, în care am folosit trei cărți și vă voi explica. Deci, prima carte reprezintă trecutul, cea de-a doua, prezentul, cum te influențează și sau cum te afectează situația, iar cea de-a treia este viitor, posibilități pentru următoarele aproximativ 6 luni, și cea de-a patra este rezultatul, care indică mesajul sau lecția generală, un punct culminant al tuturor celor examinate. Și haideți să vedem, pești, ce mesaje doresc să vă vorbească pentru luna octombrie 2019. Trecut, prezent, viitor și rezultatul. Deci, pești, trecut, deci influențele din trecut ale situației vine cu cartea Transformare, care spune așa: relația ta unul cu celălalt sau relația voastră unul cu celălalt este pe punct de a se îmbunătăți sau de a se adânci. Iubirea cucerește și transformă toate lucrurile. Deci acestea ți-au fost influențele din trecut ale situației. Transformarea. Deci probabil că ai avut nu de mult o transformare în relația voastră. Transformare care include dragostea și care spune că cucerește și transformă toate lucrurile acolo unde este dragoste, da? Cea de-a doua este prezentul, cum te influențează sau te afectează situația. Mă scuzați, haideți să vedem imaginea. Transformare. Deci, prezentul, cum te influențează sau te afectează situația, este important pentru tine acum să faci un pas în spate și să îți petreci ceva timp singur sau singură. În loc să te concentrezi pe alții, acum este timpul să te concentrezi pe tine însăți sau însuți. Și imaginea. Deci, recomandarea este pentru prezent să îți păstrezi ceva timp singură, departe de partener sau de parteneră, pentru a vedea situația în care vă aflați dintr-un punct mai larg sau dintr-o altă perspectivă și să te concentrezi pe tine, pe persoana ta. Cea de-a treia
care este viitor și posibilitățile pentru următoarele aproximativ 6 luni, a venit cu un mesaj pentru tine. Și acel mesaj spune în felul următor: este o persoană care se gândește la tine și îți transmite următorul mesaj. Mă gândesc la tine chiar acum. Iubirea ta mă umple cu lumină. Te iubesc. Deci, în următoarele 6 luni, poți să fii convins sau convinsă că acel cineva te iubește într-adevăr. Și poate că va reuși să-ți demonstreze acest lucru dacă îți dorești. Imaginea. Iar cea de-a patra carte, care este rezultatul tuturor celor examinate sau lecția generală, s-ar putea ca nu întotdeauna să înțelegi de ce anumite lucruri se întâmplă. În orice caz, există un scop mult mai înalt pentru fiecare eveniment din viața ta. Chiar dacă există turbulențe în situația în care vă aflați, o binecuvântare își va face apariția foarte curând. Deci, dacă aceasta este imaginea, dacă în trecut relația voastră s-a adâncit, trecut la un alt nivel, pentru prezent, ți este recomandat să faci un pas înapoi și să petreci ceva timp singură. În acest timp să te concentrezi pe persoana proprie. Viitorul pentru aproximativ următoarele 6 luni îți vine cu un mesaj de la o persoană care se gândește la tine și care îți confirmă sau îți te asigură că iubirea ta îl sau o umple cu lumină și îți transmite că te iubește. Foarte important. Iar ca o lecție sau mesajul indicat din toate cele examinate până acum, îți spune că s-ar putea să nu înțelegi întotdeauna de ce se întâmplă anumite lucruri, pentru că există un scop mult mai înalt pe care nu îl înțelegem întotdeauna pentru fiecare eveniment din viața noastră. Și chiar dacă sunt turbulențe în relația voastră, o binecuvântare foarte curând va ieși la suprafață. Foarte interesant, pești, pentru voi, pentru luna octombrie. Dacă simțiți că rezonați cu aceste mesaje și sunteți în această situație, puteți să le urmați sfaturile și, în caz contrar, această citire nu este pentru voi. Însă eu prevăd că la final, deci ca rezultat final, o binecuvântare vă așteaptă foarte curând. Cu acestea fiind spuse, pești, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru vizualizări, pentru aprecierile pe care mi le scrieți. Vă doresc o lună octombrie minunată, plină de succese și binecuvântări în tot ceea ce faceți. Multă sănătate și iubire în viața voastră, iubiți-vă mai mult, fiți mai plânsi unii cu ceilalți și până data viitoare vă doresc numai bine!